Băieții cu peștele. Ieși acasă. Yummy, yummy, pește. Pește la conservă, ce ne mai place peștele? Eu sunt rechin, da. Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un episod din seria mea la GTA 3. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați apăsând pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Suntem aici cu Salvatore Ganaci. Când ai concert, boss? Maria! Vezi că ți-a căzut puțin testosteronul pe scaun. Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece. Oh my God, vrea să-i bună fermoară la gură. Yeah, I'm sure your new lap dog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown Waterfront. Iarăși Chinatown? Să-ți iau familia în ciocan, Salvatore. Fără radio. Ok, asta se duce la pâine cu limuzina, adică se flexează pe noi. Nu mai fura sus. Se flexează pe noi, boss. Oh my God. Radio off. Radio off că... După aia băgăm numai Radio Șanț cu copyright în buzunar. Ceea ce nu e ok. Trași ceva după mine? Nu mi s-a părut mie. Wow, ce faci, bossule? Intrăm pe aici. Chico, cred că vrea să-și cumpere niște hubabuba de la Chico. Sunt sigur. Hubabuba de care se trage pe nas. Eram sigur. Hai pe sintetic. Lol. Și brusc a plecat pământul. Petrecere. Hai la petrecere acum, ce să facem? Dacă tot... Da, handicapatul ăla cu viteză. Cu limuzină. Ok, măcar pot să mă prefac că trag frâna, știi? Pot să mă prefac. Că în rest, ciuciulache. Am văzut că la primul episod încă nu s-au strâns 200 de vizionări. Ziceam că dacă se strâng 200, postez câte două episoade pe zi. Sunt cam 180, ceva de genul. Hai să o lăsăm pe Maria aici. Dar vreau să termin și jocul mai rapid. Ok. Hai, fă-ți dansul de brazileancă. Și eu sunt cel mai bun la dans din camera mea. Ce? Aici trebuie să aștept? Sau ce? Cred că da. What? Oh, nu! 6. Narcotice, treburi de astea casnice. Hai, toată lumea! Ieșiți, că nu mai pot să stau aici. Cu pândarii ăștia. Hai. Știu eu, scurtătură. Vă place scurtătura mea? Distrugem niște garduri. Uite și pe ăsta. Oh my God, ar trebui să mai iau și-o după el. Nu știu cum să vă zic. Hai că ai avut și limuzină dacă e Salvatore. Dacă femeia asta ta s-a trezit să tragă zamă de varză pe nas în dimineața asta mirobolantă?
Ok. Stai cu mintea acolo în spate. Bă, de unde ai atâta viteză? Na. I-a zburat și capota. Mie mi-a zburat de mult. Mâncați-aș talentul, gogoșarii, lasă-mă în pace. Lasă-mă, bă, în pace. Oh, bă, Leone, și portbagaj nu mai avem. Îmi zboară copiii din portbagaj. Hai că aici nu mai aveți acces, gata. Sal. Sal, mă, am zis. Vă împușcă salvatorii dacă vă prinde aici. Gata, am închis ușa. Nu mai există azi. Da, că nu-mi place de tine, da. Ok, îi place de bombonel. Seamnă că nu e chiar așa de cotețar. Sunt tot la Salvatore. Hai să mai facem o misiune pentru Salvatore. Să-l salvăm de la situație. Badum. Cutting the grass. Tai iarba. Ia uzi. Sper că nu e iarba Mariei. Opa. Spank. And they seem to know everything we're doing before we do. Spank the bank. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping. Dar cine sunt eu, mă, fiscu? Să-i fur banii din tigaie. Come on, brădere. And if he's ratting us out, kill him. Ce față de, nu știu, are față de de prost, de Mario. Nu știu, aș putea să jur că îl cheamă Mario. Nu știu de ce. Nenea ăsta Salvatore. Are față de Mario. Mario îi zic, dau cum încolo. Așa, are mașină la distracție omul. Vreau să zic la discreție, dar mi-a intrat limba în comun. Și, opa, viața aici, să țin minte. Armură deja aveam că sunt bosulete și știu unde se află. Altceva, ce să zic, ce să fac? Mergem acolo. Bă, o să fiu cam nebun și o să zic, fără regrete, ce urmează să zic. Îmi place GTA 3 Remastered. Nu e așa rău. Pă bune. Așa. Probabil trebuie să mă duc aici undeva. Tu ești nenea cu taxiul, mă? Sau... sau ce naiba? Oh, ciuciulache. Ce mă pune să fac? Mă dau cu băta? Tu! Ah, trebuie să mă duc cu taxiul neapărat. Spookometer! Uleu, Doamne ferește! Așa e, am uitat. Lasă-mă să mă urc în taxiul măcar. Nu m-am uitat la spookometru acolo. L-am panicat pe șobolan. Lasă că e aproape. S-a panicat, bă, șobolanul. Lasă că-l prindem noi cu deratizarea. Îl prindem, bobiță, ce naiba. Stăm la discuții cu cașaloții ăștia. Nu cred că am nevoie de altceva. Pistoale, coate goale. Bluși rupți. Mă săcăie pe creier. Capota. Ok. Suntem forță, la o parte. Nu tu ești. Ba da, tu ești. Dă mașina. Sunt puțin cam troll. Am înțeles acum. El venea de aici. Nu l-am prins. Să n-am fost eu atent, n-am fost pe fază. Curly left the club. Ah, păi, dar nu contează. Ok. Nu conta mașina. Eu am crezut că trebuie să fac pe taxiul.
Hai că e departe, mă țin după el. Golenaj de asfalt și de apă dulce. Spucometer, dă-te bă mai încolo. Dă-te dracu mai încolo, nu vezi ce aproape e. Mamă, urez misiunile astea de... The Tail. Hai că se duce naiba, mamă, da. Urcase speriometrul ăla. Mai ceva ca în Scooby-Doo. Și mai vine și mafia după mine. Ăștia se ceartă. Trebuie să scadă la loc. Cum era pe vremuri. GTA ca pe vremuri. Hai că s-a dus de tot. Interesant. Eu tot eram departe de el, dar apucase să crească la maxim. Speriometrul ăsta. Doamne, dar de ce se mișcă oamenii ăștia de parcă le atârnă boașe în roabă? Știți episodul din South Park, nu trebuie să vezi. Sincer, gen, cuiosul tata, vină un coace. Gangster. Hai că ai intrat aici, oprești o strategic în spate, să nu ne vadă gușterul. Hai, guștere, dă-te jos din mașină, plătește omul. Ce faci, mă, dai peste oameni? Aoleo. Unde l-ai găsit pe ăsta? Spune-mi și mie, până ce trestii l-ai găsit pe șoferul ăsta de taxi? Uite-te și tu cum merge. Nu prea-i place pe acasă, înseamnă? Come on! Ia uite-l, bă. Zici că e leu. Spucometru, tati! Bă, ești nebun. Bă, ești pârlic cum se mișcă ăsta, nu pot să cred. S-aruncă naiba în apă. Din cauza AI-ului face așa. Că vede oameni și nu vrea să-i accidenteze. Dă-i, mă, peste ei! Dă-i dreac peste ei! Nu, nu faceți asta acasă sau în public. Doar divertisment. Trebuie să specificăm aici, că altfel vine YouTube-ul cu o spatulă și îmi dă la funduleț. Pac! Jap-jap! Uite cum am ajuns să merg. Eu am crezut că oprește acolo, știi? Ce ai, bă? Oh my god! Bă, deci pe ăsta l-a dat afară nevasta din casă, jur. Îi place prea mult să pierdă timpul. Mr. Big Mouth himself. Were you followed? Asta e Catalina? Ce față de lărci chelare. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. Respira pe nas. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Deci am văzut pe Catalina. Whack curly bob. Bine, Curly Bob, o să vin cu mașina asta să dau peste tine, pentru că nu te suport. Ce a făcut? A fugit? A fugit cu Peugeot-ul. Fără victime, în afară de tine, în afară de tine. A dat shotgun, băiatul. Oh, respect. Some urgent work for you. Ia uzi. Ia-s pastila, neamule. Mă, dar pastila înseamnă armură? Care că e armură? Oh, nu, e... E de-aia cu de toate. Nu, e slow motion. Da, droge, pe scurt. Drogherie. Drogherie de la brutărie. Hai și noi aici la Joey, mi-era dor de garajul lui. Mamă. Doar 5 gloanțe are shotgun-ul ăla? Tot 6 și 14. Vai de capul tău, păi... E o grămadă, trebuie să mergem la Tony acum. Mă enervează ăsta cu orele lui în pana mea. Păi bă, fraiere, ar trebui să dormi în garajul ăla. Să te găsesc la orice oră.
Vrei să faci bani sau nu? Portland Harbor. Nu știu ce vrea să zic asta. Că nu știu să răspund la pager. Ok. Iarăși vine poliția după noi. Triads. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. Dude, știu actorul ăsta. They reckon the Triads are protecting vocea lui Daud din Designer. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Bun. Băi, fraților, dacă ați ajuns până aici, să vă uitați la episod, minutul 15. Iată, iau și băieții grei. Bun. Scrieți brânză. Vă place brânza? Ok, scrieți brânză, fraților. Ca să îmi dau seama. Dar nu mai spuneți la nimeni. Rămâne între noi, secretul. Ce naiba facem? Wow. Băi, e haos în orașul ăsta. Chiar că e război în toată regula. Ok. Treaba e următoarea. O să intrăm peste ei. Dăm cu mașina direct. Are minigun de ăsta pârlit. Stai dracu cu minte. Te abandonezi, să știi, dacă nu ești cu minte. Așa, mersi, te pup. Bă, ce să bată ăștia. Trebuie o mașină mai bună. Stai că mă joc, zici că e gameplay cu ADHD și motorină. Ok. Ce să fac, Doamne Dumnezeu? Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu. Ok. Le-am rupt fâșul. Cât mi-a scăzut? Mi-a scăzut... destul de puțin, sincer. Stop, stop. Ok, stai că mi s-a făcut frică. A dat peste mine cu mașina, pârlitule. Te distrug. Te arunc cu frașul la gunoi. Că s-a urcat și asta e bine. Mai avem o singură direcție, fraților, în care să ajungem. Și treaba e nasoală. Ba nu e nasoală. Hai că am rezistat bine. 47, încă mai am armură. Știu unde să găsesc armură, deci... e ok. Shotgun-ul ăla e și el bun de ceva. Asta e cool. Mă, dacă totodată zici că nici nu tragi cu asta, e cam stupid. Nu văd gloanțele, efectiv. Îmi dau seama. Cine e ăsta, mă? Kimosabe! Oh, Triad Fish Fan. Păi ăștia sunt băieții cu peștele. Ieși acasă. Yummy, yummy, pește. Pește la conservă, ce ne mai place peștele. Eu sunt rechin, da. Cum dracu? Păi ăsta nu e pește? Bă, ăsta e pește. Sunt dăle albastre, bă. Balena albastră. Ha. Nice. Da, mamă, am avut dreptate. De ce fac plecăciune? Hopa. Bă, da, chiar. Îi omorâm pe ăștia din curte. Cât de repede se poate. Și uite, coboară ei la mine și gata. Mă dau și jos. Și gata! Tie tata! Forță și respect, frate. Acum nu mai faceți pe șmecherii. Bun, fraților, păi cam asta a fost cu episodul de astăzi din GTA. O să mai postez încă unul. Oricum, sper că v-a plăcut și asta. A fost cu multă acțiune, cum îmi place mie. Și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate bune, pa, pa!